Luni 17 februarie, depozitul 340 Mix Mulfatlar a aniversat 80 de ani de la înființare. La festivitățile desfășurate la sediul unității, alături de personalul depozitului, au participat viceamiralul dr. Alexandru Mârșu, șeful statului major al forțelor navale, comandanți de mari unități și unități din forțele navale, cadre militare în rezervă și în retragere, foști comandanți ai unității. Serviciul religios a fost oficiat de preotul garnizoanei Constanța Nicolae Argatu. Depozitul 340 Mix Mulfatlar asigură un sprijin logistic dinamic, eficient și oportun din punct de vedere economic unităților din cadrul forțelor navale române. Modificările structurii Marinei Militare a României și cerințele vremurilor au impus înființarea la 10 ianuarie 1959 a unui depozit de muniții dispus în pădurea Basarabi, care să deservească în principal unitățile Marinei Militare, depozit care a fost înființat în baza Ordinului Marelui Stat Major numărul CL0011 din 10 ianuarie 1959, prin reorganizarea depozitului 803 muniții. Unitatea este continuator al tradițiilor sub depozitului de muniții Valului Traian, sub depozit care a fost înființat în baza Ordinului Marelui Stat Major 16.246 din 17 februarie 1940, în subordinea Corpului 2 Armată, astfel încât ziua unității să se sărbătorească la data de 17 februarie. Depozitul 340 Mix Mulfatlar de-a lungul timpului a urmat un amplu proces de reorganizare și modernizare, devenind o structură logistică cu un important rol în forțele navale române și a structurilor acesteia. Cu ocazia aniversării a 80 de ani de la înființarea depozitului 340, îmi exprim sentimentele de respect și prețuire față de personalul acestei unități, un corp alcătuit din militar și civil de înaltă competență profesională, capabil să răspundă cu promptitudine tuturor provocărilor. Depuneți toate eforturile pentru a vă însuși și a pune în practică tot ceea ce este nou, acționați cu tenacitate și profesionalism în îndeplinirea sarcinilor ce vă revin, fiți acei specialiști valoroși de care forțele navale și armata României au atâta nevoie. Activitatea unității a contribuit la îndeplinirea cu succes a misiunilor de către marinarii militari. În cei 80 de ani de existență, eforturile dumneavoastră s-au materializat în numeroase și complexe activități și acțiuni de sprijin logistic. Am convingerea că experiența acumulată și competența personalului vă vor permite să vă îndepliniți în continuare misiunile specifice în concordanță cu cerințele actuale și cele de perspectivă. La momentul aniversar au fost acordate plachete, diplome și medalii celor care au sprijinit în activitatea această unitate. De asemenea, cei mai meritoși dintre soldații profesioniști ai unității au fost avansați în grad. Depozitul 340 Mix Mulfatlar se subordonează secției logistice Constanța și execută misiuni specifice de sprijin logistic a unităților din zona de responsabilitate.